unde ești, Doamne? Te caut mereu. Unde îți este locașul tău? Unde ești, Doamne? Să te cerul prea sfânt, dar sunt și aici, jos pe pământ. Eu stau în cerul ce-ți rămâci, dar sunt și lângă Doamne, te caut mereu. Unde îți este locașul tău? Unde ești, Doamne, să te întâlnesc? Eu sunt în casa celui sărac, să ia lucrare și să-mi îmbrac. Sunt cu bătânul să mă dogi și cu copilul ce necăci. Unde ești, Doamne, te caut mereu. Unde îți este locașul tău? Doamne, să te întâlnesc, spune-mi unde e, să te găsesc. Eu sunt în patul cerului colnat, ce zace de mult, slab și virat. Sunt cu orfanul ce plânge în drum, căci eu sunt tată mare și bun. Unde ești, Doamne, te caut mereu. Unde nu-ți este locașul tău? Unde ești, Doamne, să te întâlnesc? Spune-mi unde e, să te găsesc. Sunt călătorul
faina ruptă, sunt gol și lipsit. Caut o casă să mă găsesc și foamea scasă. Versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, acela îl voi, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Vreți mai mult? Mântuire, speranță, credință și o viață din belșug. Acesta este Dumnezeul nostru. Și acesta este Părintele nostru, așa cum a învățat Domnul Iisus pe ucenici și le-a spus, rugați-vă și spuneți în felul următor, Tatăl nostru care ești din cer. Dacă avem un Tată care este stăpân peste toate lucrurile, care conduce toate lucrurile și care ne-a dat acest prilej minunat să-i spunem Tată, haideți să-i mulțumim. În Romani, în capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu, ne arată niște lucruri minunate. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi, din partea voastră, o slujbă duhovnicească. Prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu. La aceasta dacă rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, dacă rămânem în învățătura aceasta și nu ne depărtăm și nu cârtim și nu suntem îndoielnici în ce ne-a promis Dumnezeu, la început știți ce a fost? Făgăduința. El prima dată a făgăduit și după ce a făgăduit ne-a pus niște lucruri în ordine care să le respectăm și atunci făgăduința se va împlini. Se va împlini. Deci Dumnezeu a promis că va veni la prima venire, Domnul Iisus. A venit. Și a rămas. Să-L vedem la a doua venire. Ați rămas în nădejde aceasta? Ați rămas în speranța aceasta? Indiferent prin ce trecem. Pentru că ne-a spus Dumnezeu, în lume veți avea necazuri. Dar eu am biruit. Domnul Iisus a biruit. Și la bisericile din Apocalipsa tot așa le spune. Eu am biruit. Eu am trecut prin moarte. Nu vă temeți de nimic ce vine. Dumnezeu trăiește. Dumnezeu este veșnic, moartea este o rampă de lansare pentru veșnicia, care nu se va mai sfârși. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Rămâneți în El, cum spunea fratele, citea din Ioan, capitolul 5, rămâneți în El. Pilda era vița, dar El era adevărul. Rămâneți în mine. Dacă veți rămâne în mine, orice veți cere, veți primi și nădejdea voastră va fi aceasta, că veți aduce mult rod. Dumnezeu asta vrea. Nu vreau să mă duc mai mult, mai departe, pentru că timpul este foarte, așa cum
Sunt multe lucrări din ziua de astăzi, vrem să ne ridicăm și încheiem, cum s-ar zice, ora de rugăciune prin mulțumiri și prin laude lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne Dumnezeule, îți mulțumim tot ce ai făcut pentru noi până în clipele acestea. Timp de un an de zile, de când stăm înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre, am văzut mâna Lui la lucru. Am văzut mâna Lui că a lucrat, am văzut mâna Lui că a schimbat, am văzut mâna Lui că și-a arătat bunătatea. Și acesta este Dumnezeu. Dacă în inima dumneavoastră este acest Dumnezeu, nu veți duce lipsă de nimic, pentru că El este pacea, îndurarea și slava. Amin. Amin.